Media Fotbal Club, miercuri, ora 19:30 de minute, Digi Sport 1. Media Digi Sport Special, miercuri, ora 21:30 de minute, Digi Sport 1. Astfel, tricolorii lui Bogdan Lobon s-au mai bifat o umilință dureroasă, după înfrângerile cu Anglia, scor 1-6, și cu Italia, scor 0-7. Helmut Ducadam l-a sfătuit pe Bogdan Lobon să-și dea demisia după Elveția U20 România U20, nu ar fi mai onorabil. Helmut Ducadam a declarat că rezultatele extrem de slabe înregistrate de reprezentativa U20 a României sunt greu de crezut, iar, după părerea fostului mare portar, selecționerul naționalei U20, Bogdan Lobonț, ar trebui să ia în calcul să-și dea demisia. Să-i asemenea înfrângeri usturătoare nu am mai văzut de mult timp. 7-0 cu Italia, 5-0 cu Elveția. În momentele bune și fericite ale echipei U19, cei de la federație au ieșit, dar la aceste rezultate catastrofale nu am văzut să zică nimeni nimic. Nu am nimic cu Bogdan Lobonț, nici măcar nu îl cunosc personal, dar am și eu o întrebare. Un antrenor mai poate continua cu asemenea rezultate sau ar fi mai onorabil să-și dea demisia, a declarat Helmut Ducadam la emisiunea Fotbal Club. Video rezumatul partidei Elveția U20, România U25-0. Etichete echipa națională, Bogdan Lobont, tineret, Helmut Ducadam. Urmărește știrile Digi Sport, roșii pe Google News.